slujbă MS-250, a mea personală, am avut ceva probleme cu ea, am avut probleme cu carburatorul, l-am fost nevoit să-l schimb, că nu mai mergea reglajele, merge super de bine, am avut probleme cu bușonul de benzină aici, am avut probleme numai garnitura de aici, puteam să o mai, nu s-a strângea bine și trăgea aer pe aceea. Am desfăcut-o toată, am schimbat tot masticul, adică am spălat pistonul, am spălat cilindrul, am spălat segmenții, am curățat capul pistonului, am curățat-o ca lumea ca să nu am probleme pe parcurs să rupă cu acolo, să descojească pe capul pistonului și să ducă pistonul sau segmenții. Am rezolvat-o și acolo, i-am dat cu mastic cu acela negru, cu Renzo. E cel mai bun mastic posibil, care e mai bun ca ăla roșu și am făcut-o ca lumea. Am rezolvat-o, oala de ambreiaj am curățat-o, melcul l-am avut bun, n-am o problemă cu melcul. I-am schimbat tot, adică la oala de ambreiaj i-am schimbat oala de nou, i-am pus alta nouă, că aia îmi făcea figuri și am fost nevoit. Restul e toată ok, e bună, merge bine, nu am probleme, câteodată se mai accelerează. I-am mai schimbat garnitura la carburator aici, i-am schimbat garnitura la carburator aici jos de tot. I-am schimbat-o că făcea figuri. Carburatorul acela care l-am scos de la ea, vreau să-l repar pe parcurs, să stau să-i cumpăr membrane, trebuie să-l reglez ca lumea să-l fac. I-am făcut aici la Demaro, a avut doi clinchete, un tachete de acela și l-am schimbat cu doi, i-am pus doi ca să meargă mai ușor la tragere, curățată toată, craterul cu tot, multă sănătate vă doresc și numai bine, să fiți iubiți!